Bun venit la Generation Talks, un podcast pe teme de dezvoltare durabilă, realizat în cadrul proiectului Generation, proiect care este susținut de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Noi suntem Cosmin și Ciprian, gazdele ediției, și îl avem invitat pe Tiberiu Andrioaie, vicepreședinte al UGIR. Bună ziua, bun venit alături de noi și de tinerii care ne urmăresc. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, salut și pe tinerii care ne urmăresc. Ce este UGIR? Este un nume cu rezonanță, hai să spunem, mai degrabă din zona, din mediul business al celor care sunt mai legați, cumva mai conectați în mediul business. UGIR, Uniunea Generală a Industriașilor din România, așa cum îi spune și numele, este o confederație patronală, tradițională, care prin natura înființării ei se ocupă de politici sectoriale în domeniul antreprenorial. Din acest punct de vedere, în ultimii ani a dezvoltat foarte mult și o serie de politici economice prin intermediul patronatelor constituente sau a federațiilor constituente. Și una dintre aceste federații este Federația Patronatelor Societăților din Construcții, în care sunt și eu membru de foarte mulți ani și a cărui patronat îl reprezint la nivel european în Uniunea Europeană a Dezvoltatorilor Imobiliari și Constructorilor de Locuințe, Build Europe de la Bruxelles, care se întâlnește de două ori pe an tocmai pentru politici sectoriale în domeniul locuirii. Când vorbim despre politici sectoriale în domeniul locuirii, vorbim despre un element foarte important în cultura românilor: a deține o casă, a avea casa mea unde pot eu să locuiesc cu familia, viitoarea mea familie sau actuala mea familie, în condiții mai mult decât decente, în condiții care să-mi facă viața mie mai frumoasă. Astăzi, partea de construcție este în plină dezvoltare, partea de construcție, așa cum am văzut-o eu, partea de construcție în apartamente este în plină dezvoltare în România și, de asemenea, toată lumea vorbește că prețurile au crescut foarte mult în ultima perioadă. Care este trendul? Cum va fi în viitor pentru un tânăr care în 3 ani, în 5 ani, se gândește că ar trebui să-și achiziționeze un apartament sau o casă? Asta este și în cultura noastră. Care ar trebui să fie întrebările lui, gândurile lui, speranțele lui? Unde ar trebui să ajungă? În primul rând, sunt cam trei întrebări într-una sau trei elemente esențiale în tot acest enunț. În primul rând, da, în România sau în Europa de Est, datorită unei culturi sociopolitice pe care le-am traversat recent, există această preferință de a fi proprietar. Într-adevăr, în România suntem proprietari unici pe apartamentele sau pe locuințele în care locuim, în proporție de circa 97%, în condițiile în care media europeană se cifrează pe la 60%, restul însemnând închiriere. Asta este un element la care tinerii ar trebui să gândească pe viitor, pentru că a deține are o serie de avantaje, în sensul că dă un anumit confort psihosocial, de protecție a noastră fiziologică, avem unde să locuim, un acoperiș. Pe de altă parte, vorbind despre o investiție în perioada de început a vieții profesionale, nu este tocmai la îndemână pentru aproape nimeni, dând deoparte excepțiile. Și atunci este clar că recomand și eu personal, uitându-mă un pic ce se întâmplă în partea evoluată a Europei, să spunem, în partea de vest, care are un avans semnificativ față de est, decât să blochezi banii deodată în cărămizi și lămpi, așa cum spune un amic de-a meu olandez, are această expresie, e bine să fie echilibrat efortul financiar, alocând mai mult dezvoltări personale, educații, a alege unele joburi sau altele. Într-un cuvânt, mobilitate, a investi în mobilitate, pentru că și asta este viitor, așa cum am observat toată lumea. În noua dinamică mondială, mobilitatea este un element important. Ca urmare, recomand tinerilor să ia în considerare nu neapărat achiziția la început, ci închirierea spațiilor în care ar dori să se simtă confortabil, să se refacă pentru a găsi cele mai bune joburi acolo unde
ei le pot găsi, nu neapărat în localitatea în care își termină primele studii. În ce privește trendurile, v-am spus, sunt legate în acest moment de mobilitate în mod deosebit. Mai sunt o serie de aspecte care țin de protecția climatului sau a schimbărilor climatice, ceea ce ați remarcat, am remarcat cu toții, este evident în, și în mediu, este deja vizibil și toată lumea vorbește despre politici de a proteja sau a diminua acest trend. Iar în ce privește partea de prețuri, din punctul meu de vedere este o chestiune pur conjuncturală, economia este ciclică, prețurile scad, prețurile cresc, sunt influențate de foarte mulți factori, nu este un factor unic în care, să spunem, am putea acționa și el modifică acel trend, scad sau nu scad prețurile. În această situație, noi trecem după această criză pandemică, care nu a fost determinată de aceiași factori ca și criza anterioară din 2008-2010. Aceea a fost o criză financiară, ori aceasta este o criză a sistemelor. Bani teoretic există, cel puțin virtual s-au rupt o serie de conexiuni și este greu ca posesorii de finanțe să-i placeze în locuri în care nu știu cum vor evolua. Deci lumea este într-o dinamică nouă, într-o rearanjare a conceptelor de afaceri. Și atunci este clar, ca efect colateral, vedem inflație, vedem creșterea prețurilor, dar nu trebuie luată o decizie de locuire, care este o decizie pe termen mijlociu și lung, exclusiv despre prețurile de astăzi. Și atunci, tinerii care se gândesc să își achiziționeze o locuință sau să facă un credit sau să se mute, să stabilească undeva și atunci se gândesc poate la închiriere. Ar fi mai bine să aștepte să treacă acest vârf de prețuri foarte mari sau orice decizie luată este bună dacă este în aliniament cu dorințele lor? Eu recomand tinerilor, așa cum recomand și tânărului meu fiu, pe care l-am luat alături de mine, abia ce a terminat facultatea, să nu aștepte, să acționeze permanent. Pentru că vorbeam mai devreme despre mobilitate. Dinamica este cuvântul la zi și ca să fii conectat cu lumea și cu fiecare tablou care ne apare în față, pentru că viața nu este liniară, trebuie să fii permanent conectat cu viața. Și iar deciziile se pot lua, evident, cu anumită previziune pe cât posibil, dar cu disponibilitatea de adaptare, de a crea opțiuni permanent, cu îndrăzneală și curaj, trebuie avansat în viața socială. Ca să răspund mai aplicat la întrebarea dumneavoastră, părerea mea este că tinerii să meargă acolo unde este educația, fluxul de informații în mediul universitar este cel mai fluid, da? În centrele universitare, pot să aleagă după aceea să meargă acolo unde găsesc joburi sau locuri de muncă care consideră ei că li s-ar potrivi, fără să se gândească foarte mult, unde le acoperă cât de cât nevoile de beneficii de la joburile respective, funcție de calificările pe care le au sau urmează să le aibă și ceea ce pot ei întoarce pentru un antreprenor. Apoi, cu ceea ce capitalizează, cunoaștere și material, să treacă la faza următoare. Deci dacă în locul respectiv unde au găsit sursa de venit și sursa socială care îi bucură cel mai mult, de acolo apare și capitalul cu care să investească într-un nou spațiu de locuit, poate mai mare, poate mai aproape de de centrele de interes pe care le vizează. Știu că o parte din acțiunile pe care le derulați au legătură cu exportul. Exportul companiilor din România pe piețe terțe, piețe emergente, Balcanii de vest. Da. Când vorbim despre tinerii din Europa și mai ales tinerii din Balcani, se poate face o diferențiere evidentă despre ce înseamnă a fi tânăr din România și a fi tânăr în Albania sau tânăr în Macedonia? Sau... Pot vă spun că am fost plăcut surprins să constat că tinerii sunt frumoși peste tot. Ca să vă răspund la întrebare, nu văd o diferențiere.
tinerii nu sunt tarați neapărat de presiunile și de experiențele anterioare, așa ca și adulții, de exemplu, chiar dacă nu au suficientă experiență. Dar din acest punct de vedere, au tocmai acea mobilitate și disponibilitate de a evolua, pe care, să spunem, adulții o au mai redusă. Da, dezvoltă un program prin compania pe care am fondat-o, un program de internaționalizare a companiilor românești, cu niște tehnici noi. Am creat un cluster în domeniul construcțiilor și energii, dar se afiliază ulterior și companii din IT, turism și alte domenii care vor dori acest flux de internaționalizare. Și este clar că internaționalizare nu înseamnă doar să muți marfa și să primești banii, înseamnă a învăța să conviețuiești în piața în care dorești să-ți desfășori activitatea, care are o serie de elemente de specific local, de ordin cultural, de ordin politic, economic, social, sociopolitic, geostrategic și așa mai departe. Noi am ales într-o echipă cu parteneri, cu niște experți în relații internaționale, am ales Balcanii de Vest pentru că sunt membri NATO recent, deci există un anumit nivel în cadrul alianței de protecție a afacerilor și a valorilor și a bunurilor a persoanelor, și sunt state membre candidat, Albania și Macedonia de Nord, mă refer la aderarea la Uniunea Europeană. Stări prin care și România a trecut recent, deci noi avem experiență din timpul vieții noastre, nu a trebuit să citim undeva cam care sunt efectele trecerii prin aceste stări, și având relații istorice apropiate și sociale, am găsit un teren deosebit de fertil pentru afaceri. Dar ca efect în ceea ce ar putea să înțeleagă tinerii de aici, pot să le transmit clar că este exact în area lor de competențe, să spunem, sau de posibilă dezvoltare viitoare managerială, să se integreze în astfel de programe, pentru că învață limbi străine, învață culturi diferite și chiar dacă vor veni înapoi acasă să lucreze în companii locale, naționale, tot vor avea această cultură de internaționalizare și vor avea totdeauna un avans față de colegii lor. Astăzi, de exemplu, una din companiile care merg cu mine în acest cluster în Balcanii de Vest au angajat un tânăr albanez care studiază la Iași, abia ce a terminat facultatea, dar iată un capital extraordinar. A câștigat și acel tânăr, pentru că a învățat între timp limba română, învață cultura managerială și economică românească, o poate transfera poporului său, dar în același timp, atâta vreme cât este plătit de firma românească, o ajută să se dezvolte acolo, să înțeleagă cultura albaneză, mediul economic local, limbajul și așa mai departe. Deci, iată, din dinamică se pot găsi opțiunile, nu stând. Când vorbim despre tineri, locuri de muncă și domeniul construcțiilor, am sesizat că unde cele mai mari salarii sunt în domeniul construcțiilor. Sunt stipulate și printr-o lege cu salariul minim din construcții. Și vreau să te întreb cum, dacă tinerii își doresc să lucreze în construcții, dacă școlile sunt ok pentru a învăța ceea ce au nevoie să cunoască, dacă viitorul lor în construcții în România și nu în vestul Europei este o realitate sau încă construim acest lucru? Această fază de tranziție care ne definește pe toți, la nivel global, nu numai România este în această situație, impune și o competiție pe forța de muncă. Și evident că toată lumea dorește să vadă resursele cele mai valoroase obținute în cel mai facil mod. Este o formă a naturii noastre. Din această perspectivă, România, o piață concurențială este, sau care creează concurență în piața muncii, este sectorul IT, în care știm că se oferă venituri foarte mari, dar presupune foarte multă o decizie de abilitate în domeniul respectiv sau de preferință, de plăcere, ce domeniu te regăsești mai bine. Și am constatat în ultimii 2-3 ani de zile o atractivitate extraordinară a domeniului construcțiilor, pentru că a recuperat un pic din decalajul salarial față de alte sectoare. Asta în principal pentru că Federația Patronatelor Societăților din Construcții a negociat acum 2 ani de zile cu guvernul de la acea vreme o serie de măsuri prin care scade foarte mult fiscalitatea pe muncă și a permis creșterea venitului net în construcții. Pot să vă spun cu satisfacție că
am regăsit o infuzie de tineri în sectorul construcției care chiar sunt talentați și capabili să lucreze în acest sector, care nu este un sector ușor, dar creează satisfacții enorme. În ce privește școala, școala nu are nicio problemă, este deosebit de bună. Școala Românească de Construcții este extraordinară și recunoscută chiar la nivel internațional. Ce remarc că lipsește în momentul de față, date fiind dinamica și mobilitatea despre care vorbeam mai devreme, în care și noi trăim, nu mai văd suficientă articulare între cele două planuri, planul academic, educațional și planul antreprenorial. Parcă cumva nu privesc împreună către aceeași direcție, parcă fiecare își vede de interesul lui, de livrabilele lui, fără să vadă dacă mai corespund cu o serie de cerințe în piață, iar fiecare spune la rândul lui, în lanțul valoric, eu trebuie să stau, constructorul spune, da, angajatorul spune, eu trebuie să stau cu fața către client, pentru că oricare dintre noi poate fi clientul și când merge să cumpere un produs, le așteaptă la standardele promise, deci trebuie să mă ridic la acele standarde și stau cu spatele la furnizorii mei, care sunt furnizorii de materiale, furnizorii de proiecte sau furnizorii de forță de muncă, cum sunt mediile educaționale. Și atunci mediul educațional spune, ok, dacă stai doar cu spatele la mine, cum comunicăm, cum știu ce vei vrea, nu lăsa doar pe inspirația mea. Ei, cred că în acest spațiu, poate chiar învățământul dual ar putea să fie un răspuns pe o anumită secvență, este tocmai îmbinarea adecvată dintre practică și teorie într-o formă de evoluție naturală și de a crește optim tinerii noștri la noi acasă. Din acest punct de vedere, am un program nou prin compania pe care o conduc, este un program Opera Share Management, se numește o marcă înregistrată la OSIM, prin care creez astfel de programe de practică cu experți maturi, de data asta cu experiență importantă, de vârfuri în domeniul lor de activitate, pe care îi cuplez într-un mix de discipline, într-o serie de activități practice cu angajați din companii, pentru a schimba un pic mentalitatea de management, de a folosi tehnici speciale bazate preponderent pe competitive intelligence. Pentru că doresc și eu, sunt fost manager de fabrică, provin din vânzări, dar mă ocup de proiecte complexe la acest moment, îmi dau seama cât de important este ca societățile, companiile să lucreze și pentru marjă de profit, nu doar să se țină ocupați, pentru că riscăm să devenim, dând deoparte excepțiile din nou, riscăm să devenim o țară de lon. Iată, și aici se pot angrena tinerii în acest gen. Bine, sunt programe mai scumpe, adevărat, sunt pentru companii care au resurse și care pot întoarce cu experiența pe care o furnizăm, pot întoarce valoare adăugată în companie, dar iată, există preocupări din acest domeniu și eu cred că suntem pe calea cea bună. Dintre în federația patronală în care faceți parte, câți antreprenori există, de fapt, un procentaj semnificativ de antreprenori tineri? Oh, cred că da. Vă dați seama, în domeniul construcțiilor, statisticile arătau că ar fi undeva peste 16.000 înregistrate la Registrul Comerțului companii în domeniul construcțiilor. Nu ar fi atâtea, pentru că acolo mai sunt cuplate și alte activități, dar măcar 10.000 dacă ar fi. Teoretic, așa cum este structurat un domeniu, 95-96%, putem întreba specialiștii, este constituit din IMM-uri. Deci companii mici și micro până la urmă, în care antreprenorul este și liderul grupului, este și director și are și activități de execuție. Eu vreau să vă spun că în foarte multe astfel de companii am regăsit în zilele noastre tinerii, pentru că chiar sunt dornici să facă ceva și cred că pe lângă mobilitate îi încurajează foarte mult gradul de libertate care îl oferă perioada în care trăim și pe care trebuie să o protejăm ca atare. Vorbim despre tineri, despre dezvoltare durabilă și despre locuire. Intersecția dintre aceste domenii, așa cum o văd eu, este în zona de orașe accesibile, orașe și locuințe. Iată, de ceva timp s-a tot vehiculat ideea de smart home, de cum ne facem casa cât mai prietenoasă și cât mai confortabilă, pentru ca să nu depunem eforturi prea mari în
atunci când revenim acasă de la locul de muncă sau în fine, din diverse alte locuri. Întrebarea este, există modele din experiența dumneavoastră? Se vorbește în această perioadă des și despre conceptul acesta de smart home și despre locuințe cât mai prietenoase și cu mediul înconjurător, dar și cu oamenii? Firește că da, Comisia Europeană a fixat o serie de repere, taxonomie se numește în conceptul tehnic, prin care chiar finanțările care urmează de acum, de la băncile comerciale, finanțările în domeniul dezvoltărilor imobiliare dau o serie de facilități fiscale, deci mai ușor acces la finanțare a celor dezvoltatori care au în vedere circa 6 criterii, chiar 6 criterii sunt, care vor fi detaliate în perioada următoare, care țin de această formă de locuire sustenabilă, incluzând aici și smart home. Să nu cădem în câteva extreme, am remarcat recent că smart home înseamnă doar casa de la țară, izolată din vârful muntelui, în care un corporatist s-a dus, că a găsit el, s-a săturat de presiunea lucrurile 25 din 24 în mijlocul orașului și așa mai departe. Astea sunt elemente de excepție, nu că n-ar exista. Dar vorbind despre aria mare a celor dintre noi care chiar avem nevoie de mobilitate, într-adevăr, teoria spune că trebuie să fii totdeauna conectat la fluxuri. Da, o parte din flux poate să fie internetul în sine și îți dă acea mobilitate de lucru la distanță. Dar nu vom putea înlocui niciodată prezența fizică a noastră, pentru că transferul de energie într-o echipă este fundamental în a obține succes. Dacă vorbim despre partea asta de locuire, deja există, am văzut acum, m-am întors din Corsica, de la Congresul Uniunii Europene a Dezvoltatorilor Imobiliari, a cărui board sunt din partea patronatului societăților din construcții. Am văzut un model nou prezentat de un dezvoltator belgian, în care principiile sau cei trei peloni pe care își bazează dezvoltarea sunt planeta, oamenii, profitul. Deci, iată, dezvoltatorii nu mai gândesc exclusiv în termeni, așa zis, pragmatici și aritmetica simplă, cât am investit, cât am câștigat, ci pur și simplu gândesc în ansamblul lor, pentru că își dau seama că altfel nu vor mai fi marketabili, nu vor mai avea piață suficientă. Se uită și ei la trendurile sociale. Și dacă așa stau lucrurile, și tinerii pot să vadă, să încerce să vadă din preferințele lor de a exista sau a celor din jurul lor, că ei vor face afaceri cu generația lor, nu neapărat cu noi, dar ei trebuie să-și vadă viitorul. Dar dezvoltatorii, cei care au experiență, au capital și sunt jucători în această piață, au început să gândească în acești termeni și aceștia sunt promovați, așa cum vă spuneam și mai devreme, chiar și statele, Comisia Europeană, inclusiv, a creat aceste programe în care au fost conectați atât dezvoltatorii, cât și autoritățile publice, cei care dau acele autorizații și creează criteriile de urbanism, dar cât și finanțatorii, sistemul bancar, privat, tot se aliniază către aceste principii despre care am pomenit anterior. Vorbim despre schimbări în Europa. Vorbim despre Agenda 2030, care România este semnatară și dorește foarte mult să implementeze toate obiectivele până în 2030, la standarde înalte. Vorbim despre încă o agendă care vine și completează anumite aspecte, cum este Agenda 2050 cu zero emisii de gaze cu efect de seră în Europa. Acest lucru influențează și tot ce înseamnă industria construcțiilor, de la producătorul de materie primă până la utilizatorul și cumpărătorul de locuință, clădire sau drum și așa mai departe. Cum se vede în viitor, cum percep companiile viitorul în această nebuloasă, ca să spun, în aceste schimbări, nu neapărat o nebuloasă, în aceste schimbări care urmează, și cum văd ei dezvoltarea companiei, și acum mă refer în principal la dezvoltarea prin angajarea de tineri. În Europa există
cred eu, poate mai multă adaptare la dinamica vremurilor actuale prin metodele și mentalitățile de alocate managementului, să spunem. Se acordă foarte mare importanță tehnologiei, atât tehnologiei de utilizare, inteligența artificială în scopul utilizării și a confortului nostru direct, dar și a tehnologiei în procesul de producție propriu-zis, în construcție. Da? BIM, de exemplu, Building Information Modeling, este acel concept în care toate datele sunt sau toate activitățile de la proiectare până la execuție sunt digitizate și corelate într-un spațiu comun cu acces la jucători în domeniu în care își pot extrage informațiile și atunci devin mai eficienți în afaceri, costurile scad mai mult, rezultatul este net superior în termen de calitate. Companiile din vest investesc mult în partea de competitive intelligence. De aceea tinerii au un rol foarte important aici, pentru că, să spunem, seniorii nu mai au aceeași atractivitate, să spunem. Au, dar nu la fel, nu mai au atâta loc de creștere cât au tinerii din această perspectivă a modului în care gândesc și cred că recomand tinerilor, eu așa, de exemplu, mă compor și fac aceeași recomandare ca și cum aș face pentru mine, să înțeleagă că viața nu este liniară, dar să nu-și facă o problemă în același lucru, să nu considere o turbulență că este o nebuloasă, ci este o stare nouă de lucru care oferă și oportunități și să se pregătească cu toate acele tehnici, să fie multi-skills, să spunem, multi-skills, să fie capabili să fructifice toate oportunitățile care le apar în cale sau să fie capabil în același timp să se protejeze de vulnerabilități. Asta este diferența pe care o văd eu acum în dinamica și managementul antreprenorial din Europa. De aceea cred eu că există conexiuni mai bune între mediul academic și mediul antreprenorial, lucru pe care și noi ar trebui să-l învățăm pe mai multe paliere, așa cum spuneam mai devreme. Și tinerii cred că pot deja ei să fie primii care cer, să spunem, unui angajator să fie îndrumat, lăsat, susținut să învețe, ca el să poată fi un contributor real în acel proiect care este firma. Pentru că, până la urmă, firma hrănește și angajatorul, și angajatul, și statul. Deci firma este un bun al nostru, al tuturor, și dacă îl conducem cum trebuie, fiecare de pe palierul lui, avem ce împărți. Este un punct de vedere foarte interesant. Mi-amintesc că din discuțiile pe care le-am mai avut, inclusiv la discuțiile cu tineri, inclusiv în clase, în școli, îmi povesteau unii despre faptul că ei simt așa că ar dori să pornească o afacere, dar că se tem de hățișul birocratic și de piedicile pe care le pot întâmpina. Mai spuneau unii că ei și-ar face firme, dar pentru asta cred că ar fi nevoie să intre într-un partid politic ca să fie protejați ca și antreprenori. Cred că nu este neapărat cea mai fericită și abordarea optimă, dar iată, poate, ținând cont de situația antreprenoriatului în România, tânărul acela poate nu era foarte departe de realitate. Eu cred că ar trebui să îndepărteze de realitatea asta. În primul rând, dacă cineva dorește să facă politician, pentru că a fi politician este o profesie, dacă dorește acea carieră să o facă exact cum trebuie, avem nevoie de politicieni competenți, calificați, care să iubească țara asta. Dacă vor să fie antreprenori, da, e adevărat, există un efort suplimentar de făcut, acela administrativ. Deci, pe lângă competențele din activitatea pe care vrei să o îmbraci cu un proiect antreprenorial, ai și partea administrativă și asta este, nu se poate ocoli, că până la urmă trăim într-o lume organizată în care există standarde care au efect asupra calității a ceea ce producem. Și normal să ne racordăm cu toții. Dacă nu ar fi standardele, probabil că ar fi haos. Pe de altă parte, am remarcat recent la niște antreprenori mai umblați ca mine prin lume și mi-a plăcut această idee și o
simt și eu, percep ca atare, și chiar și fiul meu îmi spunea recent că are aceeași percepție, că România în vremurile actuale oferă un balans bun între reglementare și libertate. Deci încă mai poți fi creativ aici față de vest, unde în vest, pentru că n-au cunoscut perioada de comunism în care era interzis prin lege antreprenoriatul. Noi am avut o rupere în această secvență și reînvățăm ce înseamnă antreprenoriat. Abia suntem la prima generație, 30 de anișori, se dovedește că n-au fost de ajuns. Trebuie să înțeleagă că antreprenoriat înseamnă și responsabilitate administrativă. Deci este un efort suplimentar. Dar dacă își găsesc, nu trebuie să blocheze neapărat în această chestiune, dacă ei găsesc un concept pe care să-l măsoare permanent, să-l vadă dacă are aderență față de piață și este marketabil, ca cineva chiar și-l dorește, cu siguranță astăzi, în libertatea de care dispunem și tehnologia la care avem acces, se găsesc și finanțatori sau parteneri care să învețe sau să le fie susținători și în partea de administrativă, să spunem, care nu este neapărat productivă, dar este suportivă. Așadar, mesajul noastră de final către tinerii care ne urmăresc ar fi acela de a încerca, de a se avânta. Consider personal că tinerii din România sunt dotați cu tot ce le trebuie ca să aibă succes în lume, nu doar în România. Și noi, la rândul nostru, îi provocăm pe cei care ne urmăresc să fie mereu parte a generației de acțiune și să chiar să se ridice de pe fotoli din locurile unde stau foarte confortabil și să se apuce de treabă. Exact. Să ne ridicăm și să mergem înainte. Salutăm pe tineri.